adunate direct din ograda localnicilor. Cireșele sunt apoi vândute în fața porții, de unde se zăresc și pomii. Aceștia din urmă au fost afectați de vremea rece, care a îngreunat apariția fructelor. Până să înceapă înmugurirea și toate astea, îi fac o spălătură, de curățare. Chiar dacă erau înfloriți, dădea drumul la aspersoare și îmbrăca în apă. Apa aia îngheța și proteja floarea. Am încercat și eu anul ăsta și am mers. Deci aveți o producție bună anul acesta sau cum este? Nu, totuși nu s-a făcut ca anul trecut. Nu. Tot pe vremea rece dau vina și alți producători. Susțin că prețul de 20 de lei pe kilogram este unul rezonabil, raportat și la scumpirile din ultima perioadă. Slăbuță, din cauza frigului. Slăbuță producția. Din ce cauză? Că a fost frigul în aprilie, la începutul aprilie. În mai primele cireșe n-au fost mai deloc, iar astea alte sunt cam la jumătate la cât ar trebui să fie. Și dulceața de cireșe este la mare căutare, însă oamenii locului recomandă un anumit soi. Sunt cele albe și mai e un soi care le spunem noi napolitane, dar sunt, ceva mai spre gălbui un pic așa. Căpșunile, alte fructe de sezon, au avut și ele de suferit din cauza temperaturilor scăzute, susțin oamenii. Acestea se vând în fața porții cu 15 lei kilogramul.